Decizia ca familiile celor trei femei care au murit în tragedia de la Victor Babeș să fie despăgubite de statul român va ajunge curând pe masa guvernului. O spune chiar ministrul sănătății. Între timp, angajatul firmei care trebuia să asigure mentenanța tirului ATI și care a refuzat să intre în unitatea mobilă este exonerat chiar de Vlad Voiculescu. A fost copleșit de emoții, spune ministrul, care precizează că de altfel nici nu ar fi existat o asemenea obligație contractuală. Nu am văzut contractul. După cunoștința mea, răspunsul este mai degrabă nu. Dar acest lucru e mai degrabă. Nu pot închipui cum acest lucru ar fi putut fi cazul. Înțelegerea mea este că domnul respectiv venise acolo mai degrabă pentru a rezolva o problemă punctuală.